Să moară, să nu. Salut, salut! Uitați și voi, DN1. Sinaia, uitați în ce hal e DN1. Băga mea și pula în DN1 să-mi bag. E blocat tot DN1. DN Cheremes. Salut, mulțumesc! Să moară, ce-am mai spun dacă am ăsta ceva în viața mea? Uitați și voi! Da, de unde, frate? 200 de metri? Și gata, s-a oprit iar, e blocat tot până la Zuga, mâncați ăștia, frate, e blocat. Și sus și jos. Deci sus n-ai cum să urci, jos n-ai cum să cobori. E tot blocat, frate, e jale, e jale, mâncai v-aș, frate. Merească Dumnezeu. De n-o fi jale. Salut, Găbiță, să treci. Salut, băi, Dumii. Să n-ai nici motorină, frate, să n-ai nici... nici apă, nimic. Ce mă mâncați ăștia, că n-am să pleci. N-ai, fratele meu, să pleci, e jale. E jale. Stați cu mine, dacă vreți să veniți la munte, stați acasă că n-ajungeți astăzi. Băi, Tonțo, să moară ce am mai spus dacă te mint, dar n-am făcut... Am făcut în 5 ore 4 km, frate. Unde de și tu mâncați așa, frate? Sunt la... la mama dracu, la... mi-am uitat în Sinaia, frate, de dimineață de la 5. Dă seama, mâncați-a și pula ta, dă seama, frate, dă seama și tu, uite. Abia acum vine miliția, băga mea și pula în rasa lor și morții lor să-mi bag. Să-mi bag pula în rasa lor, abia vine cu două dată de dezăpezire, abia acum băga lea și pula în gură să le bag. Dă muici, dă drențe. Băga mea și pula în rasa lor să-mi bag, că te stau de dimineață de la 5 până acum. Da, bă, frate, dar stau de dimineață, mâncați și pula ta, e 6 ore în pula mea de când stau pe drum și stă și pleacă pula pe aici, în pula mea, abia acum v-a avalat două mașini. E și miliția după ei, îți dai seama. Băga mea și pula în rasa și morții lor. Dă-ți drențe. Are vreun pârnăiești de-l duce, băga mea și pula în rasa lor de muiști. Aha. Că am făcut 6 km, 6 ore, 12 km, mâncați-a și pula ta. Tule rasa în gât de jegoși, cu Sinaia, cu morții lor, cu familia lor. Uitați și voi, frate, ce e aici, uitați. Haldă DN1, abia după 6 ore, frate, vine și bagă și prima mașină de dezăpezire. Deci după 6 ore, gândiți-vă. Ce trec? Sunteți nebun. Și acum trecea un șmecher care era cu mașina de miliție, că altfel nu. Da, da, așa e ciocul, frate, de râs. Mâncați ăștia, de râs suntem, frate, corect. De râs, fratele meu, că să faci. Te ține cont, de la 4 dimineața am plecat acasă. E, și e ceasul 10 și 12, de la 4 dimineața, frate, să ajungi în 6 ore până la Sinaia, te ține și tu cu cât s-a putut să meargă, frate, că a mers un pic, gata, s-a oprit. A mers un pic, chiar s-a oprit. Să faci 6 ore, 30 de kilometri, mă, băga mea și pula în ea de țară, să-mi va pula în ea de țară. Că bagă asigurări peste asigurări și pula morții lor și în țara lor. Da, da,
Bogatelu, știu că e jale și la Buză pe partea. Am fost unul la Tulcea, mâncați așa plata, era jale. Uitați, abia aici așa un pic, un pic a dat cu ceva de asfalt un pic negru, dar degeaba. Dar cât o bandă, frate, pe DN1, uitați-vă și voi mâncava și fula asta, o bandă, uitați, o singură bandă pe DN1. Restul tot e mort. A tras, frate, toate tirurile pe dreapta, tot, a tras tot pe dreapta, tirul, tot ce a fost a tras pe dreapta. Păi nu, frate, că nu ai... Era cu a coadă, fii atent, era coadă de la Azuga până la Câmpina, frate, coadă, de dă seama cât a mai coadă ei. Uitați și voi, frate, DN1, uitați în ce hal e mâncava și pula, uitați în ce hal e DN1. Băga mea și pula rasa și morților. În halul ăsta, frate, să plătitați și voi coadă aici, na? Domnul Iulian Maxim, uitați aici ce se întâmplă la Sinaia. Am făcut 6 ore până de la Florești până la Sinaia. E posibil la noi în țară așa ceva? Coada este până la... de la Câmpina până la Zugă. E posibil așa ceva la noi în țară? Nu se poate așa ceva, ce Dumnezeu? Stai, dar când să stai? Că-ți pierd răbdarea, dracu. N-am nimic, frate, cu nimeni. Sunt colegii mei ăștia cu tirile. Toți suntem colegi în trafic. Dar normal și normal trebuia, frate, opri traficul în casă, oprească tirurile, frate, ca s-a blocat tot. Uitați și voi cât am mai coloană e spre Ploiești. Mamă, mai bine și smurdu. Acum băgam ea și... Dimineața a fost accident, s-a răsunat 2 tiruri. Nu să te bagi, mă, cațe, ești talentul tău. Băga mea și pula smurdul tău să bag. Mai ies de aici în primăvară. Am bag pula smurdul tău. Să mă scuzați că vorbesc așa, dar nu mai pun, mi s-a acrit dreacu. De dimineață până acum să stau să... Da și voi, frate, coadă, ce coadă este. Dăm 4 benzi, uitați. Dăm 4 benzi la Sinaia, 4 benzi. De cât o bandă și alate e full. Nu se poate, fraților, așa ceva. Plătiți taxe degeaba, plătiți rovinite degeaba. Patronul meu plătește 2 milioane asigurarea pe lună pentru ce? Pentru jecul ăsta pe țară. Și pula morților cu țară lor cu tot. Poate și o să vedeți, dar abia sunt la Mefin, la Sinaia, de la 4 dimineața. Bătaia de joc, fraților. Uitați și voi ce coloană e în Cabaș. Uitați și voi, frate, ce coloană e. M-a zis, a ajuns la tine la descărcări și la încărcări. M-a zis la dreacu să ia. Uitați. 4 benzi blocate tot. Tot. Uitați-vă la știri, la Antena 1 din seara, la ora 7, să vedeți că a fost un corespondent de Antena 1 și chiar în fața mea și a filmat tot. Da, băi, Andrei, salut!
jale, fraților, degeaba. Dacă era cu ăla, mă dat seama, până la, la mama dracu, la, la Zuga. Pula morții lor de caută. Să-mi bat pula vasa lor. Mersi, frate. Băi, Andrei, trebuia să ajung la... la... Odorheiu Secuiesc, frate, la Miercuri, la Ciucma, acolo. La 8 dimineața, pula mea, și e ceasul deja 10. Am plecat la 4 dimineața și am ajuns în 5 ore, 6 ore până la Sinaia, mâncat să-și plata. Dă-ți seama, știu. Bă, ca mea și pula morților să-mi bag. Și țara asta și în DNA-ul ăsta. Că n-a, nu o să vedeți, frate, stați acasă, dacă vreți să mergeți la munte, stați acasă, că n-aveți nicio șansă azi. Mă dați-vă seama dacă era corona până la... până la... la Câmpina. De la Azuga, dați-vă seama și voi cât era. Și cât e uitat și ce în continuare aici. DN1 aia e blocat tot, de nu circulă nimic. Pe DN1-a. Să trebuie Vasile. Gata, mă, am mers prea mult, mâncați și plata. 5 km cu toți morții, măti, cu țara, măti, cu tot. Măti și cu țara, măti. Mai zici de ce te ia dracu și dai în cap? Uite de ce dai în cap. Băi, vă las, salut, sănătate! Dacă vreți să mai stăm, mai stăm. Băgea mea și pula morții și nu lasa cu asta. DN-ul vostru cu tot. Da, fratele meu, Bobi Șucaru. O, salut, Sonele, să trăiești, salut, Mărculescu Octavian. Da, nu spre Sinaia, de la 4 dimineața am făcut de la Florești până la Sinaia 6 ore. Jumate. Dă-ți tu seama ce puțin am mers. Ce se mai cer? Salut, măi, cum nate, măi, ce faci, bă? Salut, fratele meu, Gheară! Băi, uitați acasă dacă vreți să vă duceți la munte, fraților, că n-aveți cum să vă duceți, că e coloană până la, de la Bazuga până la Câmpina. E șmecherie să faci. Bine, băi, Florine, tu ce faci? Iarăși, fraților, la gara la Sinaia
E jale, iar. Ce să mai zici? Salut, salut! Salut, fratele meu, George! Lădoi! Emblema României! Abia mi-a ieșit până la morții și DNA-ul și lucrul asta și nația și morții și familia morților mărți. Da, da, mâncați aici pula ta, mișcarea ta. Deschide cont. De la 4 dimineața. E ceasul 10:30. Să faci 6 ore jumate de la Florești până la Sinaia. Să consum la motorină, să te ia dracu. Să vedea că e bine. N-a băgat, bă, nimic, bă, nimic, bă, nimic, 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 și ce aia nimic. Era atâta zăpadă, era pe DN-ul, mă. Lăsați-o dracu de treabă, bă, că nu e așa, mă. Ce dracu? Mă, halul ăsta, bă, frate, am ajuns să circulăm. Păi plătim taxe, plătim mare. Pentru ce mâncați ăștia? Pentru ce? Roviniete, GRM să-i bată, ce vrei să mai faci? Salut, George, să trăiești. Aveam încărcare, frate, la ora 8. Deține până la ora 8, e ceasul. Caute, jandarmii stă cu miliția aici, băga mea și pula în rasa lor să-mi bag. Băi, dar nu se poate așa ceva, băi, Florine, băi, frate. Băi, Mihai, băi, e DN1, frate, cea mai circulată șosea de România. Să fie în halul ăsta, frate. Uite de aici tu, mâncați. Uite de aici tu, se poate în halul ăsta. Abia acum, după 4-5 ore, uite de aici tu ce hal e. Ce dracu. Lasă-o dracu de treabă, că nu e chiar așa. Da. Salut, Claudiu! Nimic, frate, nimic! Abia acum când eram pe live a venit o mașină de miliție cu două mașini de zăpezire, atât. În rest, nimic, frate, nimic, 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 ce ai, nimic. Ce? Mai ce, de ce moare lumea mâncat? De ce face accidentul cu accidentul? Ce să scoată, frate, ca și acum la fel, la fii atent. Abia sunt la gara la Sinaia, bă, George. Abia la gara la Sinaia mâncat așa. Bă, Mihai, bă. Abia acum a băgat două mașini, una lângă una după alta, că a trecut o mașină de poliție, frate. Cu niște pârnești de-aia de-a lor, băga mea și pula în rasa lor să-mi bag. Dă seama, bă, să faci 6 ore, bă, până la Sinaia, mă, de la Florești, mă, dă o morție de treabă. Ce dracu? Ăștia, frate, cu tirul, trebuia de dimineață toți 150 de tiruri trase pe dreapta, frate. Frate, mi s-a scârbit mâncația și plata. Să stau 6 ore, frate, pentru ce mâncația și plata? Pentru un drum care îl făceam într-o jumătate de oră. Ce Dumnezeu. Salut, salut. Să fii serioși. Uitați-vă de seară la ora 7, la știri, la Antena 1, să vedeți reportaj. Vedeți reportaj făcut direct pe DN1 cu zăpada până la genunchi. Ăsta, streanța asta, a încurcat toată circulația. Acum spui lanțurile, futu-ți lanțurile mătii și morții mătii. Cu lanțurile tale cu tot.
Mulțumesc la fel, frate, să-ți trăiască familia. Salut, BRB. Mersi, Marian Bobi, să trăiască familia, tot ce dorești. Băgaia mi-a ieși picioarele, bază. Sătăina Petre, sănătate! Uitați-vă, fraților, aici așa adevărată șoferie. Mai avea puțin aserul ăsta și sărea becul de-n bord, pe cât a pornit cu drona. Opa, gata, am mers prea mult. Băga-mi-a și picioarele astea în bag. În halul ăsta, mă, frate. Pare în dreacu, aici nu ninge, la noi ninge tare rău de tot, la noi aici adică fulg, e așa. Bă, astea o să rămână toată viața în creier. Salut, salut, salut. Mulțumesc pentru like-uri, mulțumesc. Salut, domnul Nat, Dumitru. Băi, țonțonele, mai pot, frate, nu mai pot. Ce să fac, frate? Asta serviciu mi-am ales. Da. Dar de tine aici aproape, frate, până la... La autoneu secuiesc. E aproape aici, păi da. Da, Dumitru, mă duc la... În partea la Șogori, la Ungaria. La Ungaria mă duc Șogori, eu. Harghita. Băi, vă cam și aia s-a dat drumul pe la circulare, dar mai de mine era jale. Mără sormă ce e aici. Ce să mai stai la stomul ca ți-aș plăt, dacă ai tăși la stomul ăsta. Salut, George Vaida! Să trăiți, domnul Drăgănescu! Vă dau un sfat, dacă vreți să mă ascultați. Nu plecați la drum, fraților, către munte, că nu ajungeți. Vă garantez că nu ajungeți astăzi. Da, tamă, am mers-o numai de mâncați așa. Salut, Julic! Uitați-vă din seara la ora 7 la Antena 1, să vedeți acolo așa reportaj făcut frumos. Venea Jiba, aș veni, bre, dar mi-e prea dragă șoferia, bre. Dar așa că urmează partea a doua, la Timiș. Acolo e puterea la dreapta. Cu
Băi, ce să zic, v-am lăsat sănătate, salut la toată lumea.